Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție Orizont TV! Astăzi vă aducem la cunoștință cele mai recente evenimente care au avut loc în cadrul liceelor Orizont. Festivalul Internațional de Limbă și Cultură este o sărbătoare și un spectacol anual pentru diversitatea talentelor lingvistice din întreaga lume. Ediția 17 a festivalului s-a desfășurat la data de 12 aprilie la București. La festival au participat elevi din peste 14 țări de pe toate continentele, precum Australia și Africa. Prin intermediul acestui festival se promovează egalitatea și diversitatea între oameni și națiuni. Elevii Liceului Orizont, filiala Durlești, au reprezentat Republica Moldova în cadrul acestui festival, având șansa de a dansa pe scena festivalului. Elevii au avut ocazia de a cunoaște persoane noi și, la fel, de a însuși în profunzime cultura diferitor țări, având parte de o experiență de neuitat. Infomatrix este un concurs internațional de proiecte informatice născut din dorința de a aduce împreună studenții IT din lume. Concurența nu se limitează la promovarea excelenței profesionale, de asemenea promovează dialogul și cooperarea interculturală prin implicarea studenților și a profesorilor din întreaga lume. Anul acesta, în cadrul proiectului, au participat 785 de participanți din 36 de țări ale lumii și au fost prezentate peste 347 de proiecte. 8 elevi ai Liceului Orizont au reprezentat Moldova în cadrul proiectului, reușind să obțină 4 medalii de argint, 3 medalii de bronz și 4 mențiuni de onoare. În incinta tuturor liceelor teoretice Orizont, începând cu data de 15 aprilie, a fost marcată Ziua Culturii Naționale. Elevii au recitat poezii, au cântat, au dansat și au pregătit bucate tradiționale alături de părinți și profesori. Prin intermediul activităților organizate, s-a asigurat o apropiere frumoasă de elementele culturii naționale. Portul tradițional a fost de altfel omagiat pe tot parcursul săptămânii. În toate filialele a dominat o atmosferă veselă însoțită de muzică folclorică. Datorită muncii asiduie a elevilor Liceului Teoretic Orizont, filiala Durlești, majoritatea au fost admiși la universitățile de top internaționale. Printre acești elevi se numără eleva clasei a 12-a, Jitaru Andreea, care a reușit performanța de a fi acceptată la 4 universități prestigioase, precum Stanford. Un alt elev care a reușit să fie acceptat la Universitatea MIT, care este una dintre cele mai răvnite universități ale lumii, este Cojocaru Gabriel. Le urăm mult succes în continuare! Liceul Teoretic Orizont vă felicită cu ajunul sărbătorilor pascale și vă dorește fericire alături de cei dragi. Alături de voi a fost Lavinia Rusu. Ne vedem în ediția următoare.